Bună și bine ați venit pe canalul Do It Yourself, canal unde vom începe un curs în arta croșetatului. Astăzi, fiind prima lecție, am să vă arăt cum se fac bucla de început și ochiul de lanț. Pentru asta avem nevoie de un fir și o croșetă. Să începem. Prindem capătul firului cu mâna stângă, iar cu mâna dreaptă înfășurăm firul pe degetul arătător de la mâna stângă, astfel obținând acest inel pe care îl dăm jos și introducem firul și ne rezultă bucla de început, bucla în care vom introduce croșeta, tragem de firul lung, înfășurăm firul lung pe degetul arătător de la mâna stângă, prindem firul scurt între degetul mare și degetul mijlociu de la mâna stângă, în mâna dreaptă avem croșeta și cu ajutorul cârligului prindem firul și îl tragem prin bucla de început și astfel am făcut primul ochi de lanț. Continuăm, repetăm, introducem firul prin primul ochi de lanț și astfel am făcut al doilea ochi de lanț. Continuăm la fel. Vă mai arăt o dată. Și astfel continuăm până obținem numărul de ochiuri dorite. Ochiurile se văd foarte bine. Se pot număra bine. 1, 2, 3, 4. Firul de pe croșetă nu se numără ca ochi. Și așa continuați până obțineți numărul de ochiuri de care aveți nevoie. Cam asta a fost prima lecție. Vă aștept și la lecția următoare, unde am să vă arăt cum se face piciorușul scurt. Mult succes, spor la lucru și o zi cât mai bună! La revedere!